Astea-s meleagurile pe care le străbat de când eram copil. Am moștenit această pasiune de la tatăl și bunicul meu, care sunt crescători de oi țurcane și câini carpatini. Creșterea animalelor nu este doar o meserie. Aceasta implică pasiune, dragoste și timp pentru ele. Ne aflăm în comuna Rucăr, județul Argeș, la prietenul nostru, Gabriel Simion. La doar 18 ani, este ajutor de bază la ferma părinților, acumulând deja experiență în ceea ce presupune creșterea oilor și nu numai. În trecut, Rucărul era renumit pentru creșterea animalelor, în special al oilor, pentru brânza de burduf în coajă de brad și cașcavalul afumat. Însă, odată cu trecerea timpului, aceste tradiții s-au stins ușor-ușor. Familia Simion nu a renunțat la acest lucru. Păstrând tradiția din generație în generație, au continuat să crească cu aceeași dragoste oi și ciobănești carpatini. De altfel, numele lor este cunoscut pe întreg plaiul mușelean. Ne-am bucurat să-l însoțim pe Găbiță într-o zi de activitate. Povestind cu el, ne-am dat seama că face acest lucru din pasiune, iar implicarea lui este peste măsură. De la el am învățat ceva important. Orice lucru este mai ușor atunci când este făcut din inimă. În continuare, vă lăsăm să vă bucurați de mai multe imagini surprinse alături de turma lui și vă îndemnăm să încurajați mereu producătorii locali. Doar așa putem lua și noi parte la acest fenomen care tinde să se piardă în negura vremurilor.